Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Valoarea de piață a tokenilor bot Telegram a crescut la peste 150 de milioane de dolari, înregistrând o creștere rapidă datorită intrării pe piața unor proiecte precum Unibot, Colablem, Lootlab și multe altele. Unibot este principalul bot Telegram care permite tranzacționarea automată pe schimbul descentralizat Uniswap cu caracteristici precum achizițiile și vânzările instantanee de token, partajarea veniturilor, evitarea front run și multe altele. Boții de tranzacționare bazați pe Telegram, conduși de Unibot, câștigă popularitate în rândul investitorilor crypto. În videoclipul de astăzi ne uităm pe o nișă care are o evoluție extraordinară în bear market și ne uităm la proiecte care au avut performanțe de peste 1000% în ultimele săptămâni și încercăm să aflăm dacă este prea târziu să mai participăm sau care sunt șansele să putem profita de această nouă nișă. Acești roboți le permit utilizatorilor să schimbe cu ușurință token în cadrul aplicației de mesagerie Telegram, similar cu trimiterea de mesaje unul altuia. Vă aștept în comunitatea Mr Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook. Găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Așa cum vedem, atât pe CoinGecko cât și pe CoinMarketCap a fost creat deja un topic special cu acești boți. Unibot, lansat în mai, a strâns o mulțime de urmăritori dedicați, iar tokenul Unibot a înregistrat o creștere semnificativă a valorii cu peste 5.000% în ultimele două luni. Echipa din spatele Unibot a observat o creștere constantă a utilizatorilor, după cum raportează datele din Analytics. Utilizatorii Unibot au tranzacționat token în valoare de peste 87 de milioane de dolari prin intermediul aplicației, iar platforma a distribuit până acum peste 1,6 milioane de dolari în venituri înapoi utilizatorilor săi. Aceste recompense se bazează pe cantitatea de token deținuți, utilizatorii primind 40% din taxele de tranzacție și 1% din volumul total de tranzacționare al Unibot. Atracția acestor boți constă în interfața lor ușor de utilizat, oferind o alternativă mai simplă la schimburile descentralizate precum Uniswap. Utilizatorii îi preferă deoarece permit cumpărarea și vânzarea ușoară pe piață cu o singură comandă pe Telegram, eliminând nevoia de autentificare repetitivă la portofel, verificarea informațiilor despre token și gestionarea taxelor de tranzacție ridicate. Mulți investitori cripto recunosc comoditatea tranzacționării direct prin Telegram, în special pentru schimburile rapide și strategii de scalping. Ca urmare a succesului Unibot, token mai noi cum ar fi Wegibot, Zero Sniper, Bridge și Bolt au înregistrat creșteri semnificative ale prețurilor, unele crescând cu peste 500% chiar în 24 de ore, deoarece investitorii caută să valorifice tendința de creștere similară cu Unibot. Haideți să vedem acum care ar fi primele 3 proiecte din punct de vedere al market cap și ce face fiecare. De departe, cel mai mare din această categorie este Unibot. Acesta are în momentul de față un market cap de peste 130 de milioane din totalul market cap de 150 de milioane pe care l-am văzut mai devreme. Unibot este o platformă de ultimă generație, Leverage Liquidity Provision, proiectată pentru Uniswap versiunea 3 dezvoltată de Diamond Protocol. Platforma oferă o interfață ușor de utilizat, permițând utilizatorilor să vândă, să cumpere cripto să copieze trading-ul pe anumite adrese, să pună ordine de sell-limit și de buy-limit, să evite front-run și alte lucruri de acest gen. O să vă arăt aceste opțiuni când intrăm pe bot. În ceea ce privește siguranța, unibot a fost supus unui audit de securitate de către Quantum Stamp care a identificat diverse probleme și riscuri de securitate. Prin urmare, vă sfătuiesc să fiți precauți atunci când interacționați cu aplicația. Tokenul nativ al Unibot oferă drepturi de guvernare, recompense pentru farming, reduceri la taxele de protocol și un model de distribuire a veniturilor. În ciuda vulnerabilității de securitate, Unibot a devenit rapid una dintre aplicațiile cu cea mai rapidă creștere din DeFi de la lansarea sa. Acesta își propune să revoluționeze furnizarea de lichiditate pe Uniswap, făcându-l accesibil și profitabil pentru toți utilizatorii DeFi. Haideți să vedem cum arată botul pe Telegram. O să vă prezint doar ce poate să facă, iar dacă doriți să știți exact cum se folosește și credeți că este necesar un tutorial, puteți specifica asta în comentarii și o să încerc să revin cu unul. Pentru a accesa botul de Telegram, intrăm pe pagina la ei și mergem la opțiunea de Start Trading și ni se va deschide Telegramul. Odată ce s-a deschis botul, apăsăm butonul de Start. Și în momentul în care am apăsat butonul de Start, vedem că ni s-au generat direct 3 wallet-uri. Aceste trei walleturi în momentul de față sunt cu solduri 0. Noi va trebui să trimitem Ether pe aceste walleturi în cazul în care vrem să folosim această aplicație. Repet, nu o să intru foarte în detaliu deoarece eventual voi reveni cu un tutorial separat pentru asta. Așa cum vedem din meniu, avem varianta de buy tokens, de sell tokens, avem și varianta de Mirror sniper, method sniper transfer ethereum în cazul în care vrem să transferăm ethereum ne poate arăta balanța în token, ne poate arăta și un P&L, adică analiza pentru profit și pentru pierderi, iar la settings, în momentul în care mergem, vedem că avem varianta de a ne importa un wallet, dacă vrem să ne aducem wallet-ul din Metamask, trebuie să luăm cheia privată și să importăm wallet-ul. Dacă apăsăm pe acest buton, vedem că trebuie să înlocuim unul dintre cele trei wallet-uri pe care le avem. O să aleg wallet-ul 1 și în acest moment eu ar trebui să introduc aici cheia privată. Dar personal nu vă recomand să vă introduceți cheile private din MetaMask sau din alt wallet, ci mai degrabă să le folosiți pe acestea. Drept urmare eu o să închid această pagină și vedem celelalte opțiuni pe care le avem. La Mirror Sniper, de exemplu, putem să mergem să copiem tranzacțiile unei adrese adică știm pe cineva care este un bun trader sau avem deja o adresă care face tranzacții reușite și putem să copiem acele tranzacții pe care el le face. Dacă mergem la opțiunea de buy tokens, la fel vedem că ni se afișează aceste comenzi. Trebuie să introducem aici contractul tokenului pe care vrem să îl cumpărăm. Eu am copiat deja adresa de la Unibot, o să o lipesc aici, apăsăm Enter și ne apar toate datele despre contractul pe care noi l-am introdus. Avem varianta de a cumpăra de 0,1 Ether, de 0,5 sau buy custom în momentul în care dorim să stabilim o altă sumă decât cele prestabilite. Bineînțeles că dacă apăs pe una din aceste opțiuni, comanda mea nu va fi onorată, deoarece pe aceste adrese în momentul de față eu nu am fonduri. Puteți să selectați de aici de pe ce wallet vreți să faceți achiziția, de pe wallet 1, de pe wallet 2 sau de pe wallet 3 sau puteți să cumpărați de pe toate trei odată. La fel aici puteți să modificați unele, dar așa cum am menționat deja nu o să intru în prea multe detalii legate despre cum se folosește deoarece dacă sunteți interesați puteți să specificați asta în comentarii și o să încerc să revin cu un tutorial separat. Ce puteți să faceți în plus este ca aceste trei adrese să le importați în Metamask. Pentru a le importa în Metamask aveți nevoie de cheile private. Pentru asta mergeți la secțiunea de Private Key și în partea de jos o să vedeți că se generează toate cheile private pentru aceste adrese. Bineînțeles că eu o să le șterg în momentul de față, deoarece nu o să le folosesc. Iar pentru a șterge aceste wallet-uri, mergem la secțiunea de Replace Wallet și avem opțiunea de a selecta care wallet dorim să îl înlocuim. Eu o să le șterg pe toate trei, respectiv walletul 1. La fel o să mergem pe Replace Wallet Wallet 2. Și încă o dată mergem la Replace Wallet și o să șterg și walletul 3. Și mie în momentul de față mi s-au generat alte 3 walleturi, la care am alte chei private. În cazul în care doriți să vedeți cheile private, acestea vor rămâne disponibile pe Telegram uh, timp de 5 minute, după care se vor șterge automat. Nu uitați de sfatul meu, nu vă importați cheile private din uh, MetaMask. Dacă doriți să folosiți acest bot, încercați să folosiți adresele pe care le primiți direct de pe Telegram, deoarece am menționat și mai devreme, este o aplicație destul de nouă, încă nu știm exact cum funcționează, care este siguranța și personal prefer să stau safe cu aceste wallet și oricum în momentul de față nu vreau să duc foarte multe fonduri pe ele. Următorul este Lootbot. Acesta oferă multe din aceleași caracteristici pe care le-ați văzut la Unibot, dar ne poate ajuta destul de mult pentru viitoarele airdrop -uri. Acesta poate să facă automat farming pe diferite protocole și ne ușurează nouă munca de a mai intra să interacționăm cu fiecare. LootBot este un bot telegram care automatizează interacțiunile on-chain și acționează ca un front-end eficient pentru sute de chain-uri. Oricine poate crea sau urma sarcini automate care ar putea ajuta cu obiective precum airdrop farming. Deci, ne oferă un airdrop automatizat. Lootbot efectuează o gamă largă de sarcini automate prin diferite protocoale pe ceinurile acceptate. Dacă ne uităm pe Coingecko, vedem că Lootbot are în momentul de față o capitalizare de piață de aproape 5 milioane și un total supply de 10 milioane de token, ceea ce nu este deloc mult din punctul meu de vedere. Din aceștia, 6 milioane 400 se află deja în circulație. Dacă mergem la Unibot, vedem că și acesta are un supply de 1 milion de token în total, din care tot se află în circulație. Așa cum am specificat încă de la început, capitalizarea de piață acestei este mult mai mare față de toate celelalte proiecte care se află pe această nișă, dar este și proiectul cel mai cunoscut din piață. Revenind la LootBot, la fel, în cazul în care dorim să interacționăm cu acesta, apăsăm această opțiune de aici, de pe site de la ei. La fel, se deschide telegramul și avem opțiunea de Start. Dacă apăsăm butonul de Start, Aici avem și comenzile pentru care putem să facem acel airdrop farming. Ce înseamnă acest airdrop farming? Știți că în cazul în care dorim să interacționăm cu anumite protocoale, trebuie să mergem să facem swap trebuie să mergem să facem bridge trebuie să schimbăm anumiți token pe anumite platforme. Ei, acest bot ușurează această muncă și vine și o face pentru noi. Din ceea ce am văzut în momentul de față, funcționează doar ZK Sync și la fel, trebuie să ne generăm un wallet. Pentru acest wallet avem adresa, avem balanța, ni se oferă toate informațiile și de asemenea putem să ne importăm un wallet. Dar nu uitați recomandarea mea de a nu vă importa un wallet. În momentul în care vă duceți fonduri pe această adresă, puteți interacționa cu botul și o să vedeți cu ce platforme puteți interacționa. Nu uitați să folosiți un VPN ori de câte ori vă conectați pe internet. Un VPN vă asigură anonimitatea și în același timp vă oferă o siguranță mult mai mare. Găsiți la mine în descriere un link pentru NordVPN, la care aveți și o reducere suplimentară. La fel, în cazul în care nu doriți să vă țineți minte cheile private, nu doriți să le notați pe o hârtie și ulterior să nu mai știți pe unde este acea hârtie sau în cazul în care ați pierdut-o, aveți varianta de a folosi Tangent Wallet care vă va stoca aceste fraze secrete pe cardurile cu care vine dodat. Poate să fie două sau trei carduri în funcție de ce comandați. Am făcut un tutorial pentru Tangem Wallet, îl găsiți la mine pe YouTube. Iar în cazul în care doriți să-l achiziționați, având în vedere că este o variantă mult mai ieftină decât Ledger sau decât Trezor, aveți și o reducere de 10% cu linkul din descriere. Ultimul bot despre care vreau să vorbim astăzi, deși dacă ne uităm pe CoinGecko vedem că sunt extrem de multe proiecte în categoria asta Telegram Bot, dar nu o să reușesc să le prind pe toate, cel puțin nu în acest videoclip și atunci am preferat să aleg trei dintre ele. Revenind la ultimul despre care vreau să discutăm, acesta este Colablend. Este un chatbot creat de o persoană cu experiență din câteva protocoale dau cunoscute. Cola Blend este instrument original de gestionare a comunității cu servicii complete care organizează calitatea de membru pe baza tokenilor. Adică nu are nicio legătură cu acei doi Telegram bots pe care vi-am prezentat de la Unibot și de la Lootbot. Acesta se ocupă de verificări, confirmând că fiecare membru potențial deține tokenii necesari pentru a participa în comunitatea în care trebuie să dovedească că deține un anumit token sau NFT și continuă cu verificări de rutină pentru a confirma că acel membru își păstrează statutul. Probabil mulți dintre voi știți că v-ați alăturat unui anumit canal de Discord sau Telegram în care trebuia să dovediți în special pe Discord că avem un anumit NFT pentru a avea acces în anumite topicuri. Ei, asta face ColaBlend. Ne conectăm cu adresa de MetaMask și el verifică că avem acel NFT sau acei tokeni în wallet. În actualul hype cripto există o tendință de comunități cripto reprezentate de tokenuri, cum ar fi NFT-urile, care oferă proprietatea sau participarea în dauri. Aceste comunități folosesc adesea Telegram și Discord pentru comunicare, ceea ce poate fi dificil de gestionat din cauza dimensiunilor mari și a tokenomiei complexe, care implică sume semnificative de bani și date personale. Blend își propune să simplifice procesul de creare și guvernare DAO și tokenomics atât pentru utilizatori cât și pentru moderatori. Funcționează ca un supliment de bot pentru Discord și Telegram, oferind comenzi legate de dinamica grupului, mintarea de token și multe altele. Acest bot permite utilizatorilor să configureze diverse aspecte, cum ar fi numărul și tipul de token care trebuie mintați, accesibilitatea chat puterea de vot și rolurile în cadrul DAO, printre alte variabile. Ceea ce diferențiază Blend este alinierea sa la conceptul Web3, fiind gratuit, deținut de comunitate și finanțat prin donații private, mai degrabă decât prin fonduri de capital de risc. Colabland a câștigat popularitate în rândul daurilor și a comunităților cripto, inclusiv proiecte proeminente precum Board Yacht Club, Lazy Lions, NBA, Top Shoot, colaborând cu aceștia. Colaborează cu alte proiecte precum Axie Infinity, Metamask pentru a, a îmbunătăți ecosistemul cripto și experiența utilizatorului. Prețul acestuia în momentul de față este de 0,014 dolari cu un maxim supply de 1 miliard de token din care 250 de milioane se află momentan în piață. Se află la un minus de 96% față de all time high, respectiv la un plus de 291% față de all time low. Așa cum am spus, chiar dacă nu face ce fac celelalte două proiecte sau celelalte proiecte de pe nișa de Telegram bot, și acesta a fost introdus în această categorie. Revenind la categoria Telegram bots, așa cum vedem în momentul de față, există destul de multe proiecte care se încadrează în această categorie sau care au fost introduse în această categorie de către CoinGecko. În cazul în care doriți să faceți vreo achiziție de unul din aceste proiecte, deoarece nu știm neapărat dacă nici asta va continua să crească în continuare sau o să vedem un mare dump în zilele, săptămânile care urmează, nu avem de unde să știu cum va evolua. În schimb, dacă sunteți interesați să achiziționați unul din aceste proiecte după ce l-ați cercetat cu atenție, sfatul meu este să vă uitați totuși la market cap și să vă uitați și la un volum de tranzacționare nu aș cumpăra neapărat un proiect care are un volum de tranzacționare de 200 de dolari în ultimele 24 de ore. La fel cum nu aș cumpăra un proiect care în momentul de față nu știu ce market cap are. Cred că indicat ar fi să vă uitați totuși pe proiectele de top, pe proiectele care momentan au dovedit ceva în piață și care au cât de cât o capitalizare mai mare chiar dacă șansele pentru x-urile cele multe pe care le visăm toți există la unele proiecte de acest gen care momentan nu spun nimic, dar riscul este unul uriaș. În timp ce acești roboți oferă strategii de tranzacționare și farming mai ușoare, aceștia vin cu riscuri de securitate, deoarece utilizatorii trebuie să transfere tokeni în portofelele terților sau să partajeze cheile private, expunându-le la potențiale exploatări sau oraculuri. În ciuda riscurilor, unii utilizatori consideră roboții convenabil pentru trading degen. Înainte de a utiliza acești boți, asigurați-vă că învățați cum se utilizează și înțelegeți riscurile la care vă expuneți, fiind vorba totuși de ceva nou. Nu este neapărat necesar să utilizați acești boți, ci mai degrabă puteți să speculați prețul pentru proiectele din această nișă. De asemenea, asigurați-vă că notați cu atenție cheile private pentru a le putea exporta ulterior în cazul în care le utilizați într-un wallet gen Metamask dacă vă este mai ușor să gestionați anumite tranzacții de acolo. În aceeași măsură, țineți cont că marea majoritate dintre aceste proiecte se află la prețuri de all-time high și nu știm în ce direcție se îndreaptă. Sub nicio formă nu o să fac vreodată recomandări de achiziții, deoarece nu am de unde să știu unde urmează să ajungă prețul Așa că înainte de a cumpăra, țineți cont de aceste prețuri mari din momentul de față și de faptul că această narrativă se poate încheia în câteva zile sau poate să mai crească încă foarte mult de aici înainte, așa cum am specificat mai devreme. Analizați cu atenție, uitați-vă la tokenomic și la proiect, la praguri de achiziție și abia după ce sunteți convinși că știți ce faceți, acționați. Sunt foarte mulți boți care fac o mulțime de chestii interesante de la urmărire adrese, balene, tranzacții și multe altele, dar lăsați un feedback în comentarii dacă doriți să revin cu tutoriale pentru acești boți, pentru a trece prin toate funcțiile disponibile pe aceștia. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mister Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.